Trupa Holograf a deschis concertul de aseară dedicat Zilei Independenței. La sfârșitul recitalului, solistul trupei, Dan Bittman, a ținut să precizeze că formația este de aici, de acasă și nu din străinătate, așa cum a fost prezentată. După Holograf, pe scenă a urcat Smiley, care parcă i-a pus în priză pe tinerii din piață. Domnișoara, domnișoara, ce ai să-mi bizu? Domnișoara, domnișoara, și toată lumea! Domnișoara, domnișoara, iar mă prinde ora 5. Cântărețul din România nu a fost lăsat să plece cu una cu două. În spatele scenei, zeci de fani se îmbulzeau să facă selfie. Nu au fost lăsați să se apropie de artist, așa că au făcut fotografii fiind separați de un gard de sârmă. După ora 21, pe scena din Piața Marii Adunării Naționale s-a cântat doar în rusă. Interpretul Nicolae Baskov a susținut un recital de aproape o oră, ceea ce, potrivit presei ruse, ar costa în jur de 100.000 de euro. După Nicolae Baskov, pe scenă a urcat interpretul rus Dmitri Malikov, care, potrivit presei ruse, este ceva mai ieftin. Evoluția sa ar costa până la 10.000 de euro. Andrew Rail, moldovenul care este în topul celor mai buni DJ din lume, a susținut un spectacol însoțit de un show de lumini. Petrecăreții au dansat până după miezul nopții. Concertul din Piața Marii Adunării Naționale a fost organizat de guvern, fiind finanțat de fundația lui Vlad Plahotniuc. Astăzi, pe Facebook, democratul a postat mai multe poze alături de interpreții ruși Dmitri Malikov și Nicolae Baskov, pe care i-a numit doi vechi și buni prieteni. Plahotniuc însă nu apare în fotografii cu artiștii din România. Nu am reușit să aflăm cât a costat concertul de Ziua Independenței. Solicitați de ProTV, responsabilii de la fundația lui Vlad Plahotniuc au spus că vor reveni ulterior cu un răspuns.